Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi am să vă vorbesc un pic despre septicemie și paralizia acută. Ce trebuie să știm în primul rând despre septicemie și paralizia acută este că sunt boli secundare cauzate de acarioză, de varoză și nosemoză. Deci dacă avem aceste trei boli, acarioza, nosemoza și varoza, o să avem și aceste boli secundare, septicemia și paralizia acută. Cum se manifestă septicemia? Deci septicemia, ca și la oameni, este o infecție a sângelui. În acest caz este o infecție a sângelui albinei. În sânge ajung bacterii prin deschizăturile la pielea albinei, la sistemul chitinos, cum ar fi după o mușcătură de varoză sau prin gât, prin traheie, la mușcătura acariozei. Astfel, albina într-un fel reușește să facă față acestei bacterii, dar oricum va muri în afara stupului, departe de stup, fiindcă în momentul în care albina simte că este bolnavă, va părăsi stupul. Se tratează cu antibiotice, dar e bine de evitat acest lucru, să nu folosim antibiotice, dar este singurul lucru cu care se tratează septicemia, deci cu antibiotice, ca și în cazul oamenilor, tot cu antibiotic. Ce putem noi face? E bine să tratăm afecțiunile primare, cum ar fi varoa, nosemoza și acarioza. Deci, dacă septicemia atacă sistemul sanguin, hemolimfa la albină, paralizia acută afectează, să spunem, sistemul nervos al albinei. Față de septicemie, paralizia acută este transmisă de varoză, fiindcă varoa, în acest sens, este purtător acestei bacterii de paralizie acută. În septicemie putem găsi albine în fața urdinișului, târându-se pe jos, uneori cu abdomenul umflat, dar cel mai important e că se târesc pe jos, iar la paralizie acută putem găsi albine negre, adică să nu mai aibă acel aspect albinei normale, frumos, cu puf pe ea. Puful acela se duce după albine și se înnegrește. Față de septicemie, ele tremură un pic pe jos, au abdomenul umflat și mor până la urmă urme. Niciuna dintre, deci paralizia acută nu se tratează deloc, încă nu se știe tratamente pentru această bacterie. Mai preeminentă la paralizia acută e în timpul toamnei și primăverii, se poate observa datorită și afecțiunii noseme. Dar dacă o familie este foarte afectată de varoză, atunci acest lucru poate fi întâlnit și în timpul verii sau vara târziu. Deci ar fi bine ca albinele să fie tratate pentru afecțiunile primare. Deci afecțiunile primare sunt acestea trei, nosema, varoza, acarioza, și cele secundare sunt acestea, septicemia și paralizia acută.
Mai sunt câteva virusuri despre care vă voi vorbi într-un alt film, care tot pe plan secundar sunt, dar ce era mai important e aceste două boli care direct țin de varoa și de nosenă. Foarte important să ținem igiena în familie, să spălăm lăzile, să fie cât mai dezinfectat. Datorită acestor afecțiuni a albinei, eu am decis că o să fac acest lucru și când albina va intra în iernare și când va ieși din iernare, ca să limitez cât mai bine aceste afecțiuni, bineînțeles și cu tratamentele de vigoare asupra afecțiunilor primare. Deci, am adus la cunoștință și aceste două afecțiuni, care sunt afecțiuni secundare, deci ele nu prea pot apărea singure, deci nu poate să apară fără varoa, nu poate să apară fără nosema și nu poate să apară nici fără acarioză, deci ele singure nu poate să conviețuiască. Cam atâta pentru azi cu cele două afecțiuni. Sper să înțelegeți cât mai bine de ce nu prea merge stupii netratați, neigienizați, de ce un începător va greși tot timpul, probabil cu igienizarea mai ales, fiindcă nu dispune de rame, îi e frică un pic să se apuce să facă igienizare, nu știe cu ce substanțe, cum să procedeze. Deci, numai bine și pe data viitoare.